subliniere Oianu, atac violent la Iohannis, dacă neuronii inteligenței sale Werner ar lucra unitar ar trage în aceeași direcție. Deputatul PSD Liviu Ple subliniere Oianu lansează unul dintre cele mai violente atacuri la adresa presubliniere dintelui Iohannis din ultima perioadă. După ce Klaus Iohannis l-a felicitat pe Tibiu subliniere Riu, că subliniere pictorul maratonului Articul Tra, deputatul îl acuz pe presubliniere dinte de dubl mesuri subliniere ipocrizie, pe lângă alte cuvinte grele pe care i se adresează. Mesajul publicat de Ple subliniere Oianu pe Facebook. Exemplul minunat al diez penalului Tiberiu Meriui contra exemplul oribil al diez imaculatului Klaus Iohannis. Stau, uneori, îmi întreb cum de nu le vine să urea pustiu neuronilor domnului Klaus. Cât de inteligent poate fi un ins care ne-a cepiat pe toi timp de mai bine de 3 ani cu diez penalii, diez infractorii i diez condamnat doi, iar acum perfect schizoid? Vine îl felicit pe un om care a primit două condamnări, una de 10 ani și una de 13, care a executat 10 ani de detenie pentru furt, jaf armat și tentativ de omor în izolare într-o închisoare de maxim securitate, care a fost căutat de Interpolii care a evadat din două închisori. Un om care a scris cartea 27 de pai, în care spune chiar a, n-o se uit niciodată ziua aia. După 9 ani și ceva de izolare, puteam să parcurg, ferecetuie la nurei la picioare, mai mult decât nenorocinii de 27 de pai cât avea curtea destinat plimbrii mele zilnice. Eminentul nostru preedinte, această lumină în primul rând intelectual, a mileniului 3, l-a felicitat recent pe Tiberiu Meriu pentru câștigarea maratonului Arctic Ultra. Distinsul ca WVI. E foarte fericit că drapelul României este dus pe primul loc în una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. De asemenea, magnificul nostru preedinte ne mai spune că o astfel de performanță atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Meriu a demonstrat, din nou, ce este un luptător. Punct atâta doar ce, dacă neuronii inteligenței sale Werner ar lucra unitar ar trage în aceeași direcție, minunatul nostru preedinte ar trebui, din contru, să le critique pe Tiberiu Meriu, se tună și se fulgere împotriva sa. Discursul neschizoid al distinsului ca WVI. Ar trebui să sună, este foarte rău ce drapelul României e inut în mână de un diez penal, de un diez inculpat, de un diez condamnat, de un diez infractor. Puncte ceva în neregul cu Tiberiu Meriu? Nu, nu e nimic în neregul. În primul rând pentru ce e un exemplu de om care are o IT-se, îi schimbe radical via. Poate fi oricând personaj principal al unui film de mega succes turnat la Hollywood. Apoi, Tiberiu Meriu e un exemplu și prin prisma faptului ce ne vorbete chiar el, într-o carte, despre via a sa tumultuoasă. Vorbete deschis, acum o poate face doar un om împăcat cu sine, un om care are o IT-se. Îi sublimeze, aproape alchimic, propriul trecut tenebros. Punct
este atunci ceva în neregul cu Klaus Iohannis? Da. Totul e în neregul cu Klaus Iohannis, lipsa de consecvență logic și moral, brăzenia principiilor, manifestarea simultan tulburătoare a rânjetului și a scrâmitului din dinic. De ar fi să ne lume după inchizitorul Werner, dat fiind trecutul lui Tiberiu Meriu, acesta ar trebui repudiat, criticat, anulat și chiar mediatic anihiliat. De ar fi să ne lume după diez ipocritul Werner, care nu pierde nici o ocazie să se agaie de o imagine pe care o consider bun, ar trebui, din contră, să le felicit mei, să le iubim pe Tiberiu Meriu, ba chiar să ne simim datori. În realitate, ambele ipostaze ale ciudatului Werner sunt egal false. Sunt ipostaze contextuale ale unui insgonflat, lipsit de o potrivă de umanitate Ian Vergur, un personaj eunos, sec, lipsit de substan, un politruca acum singur îmi spune neavând habar ce sens sau cuvintele pe care le folosește. Tiberiu Meriu e un om liber, deși a executat 10 ani de detenie în cele mai severe condiții posibile. Klaus Iohannis, din potriv, un om încarcerat în propria diez ipocrizie și diez minciun, victima propriei propensiuni ce treparvenire. Deși a făcut 10 ani de pucerie, Tiberiu Meriu are o IT până la urmă să iasă sub cerul liber. Klaus Iohannis, deși nu a făcut nicio zi de pucerie, e iremediabil închis între cei patru perei reci Igoiai inimii sale.